care după albumele lansate de Traian Turchela în anul 2007 la Electric Chord, De n-ar fi dor pe pământ, Cântări bătrâne din Banat și un album de romanțe. Pentru întâlniri, a părăsit în studioul radio-televiziunii din Novi Sad cu orchestra dirijată de profesorul Petrucova. Cu înțelepciune, discernământ și cunoașterea culturii populare, Traian Turchela, îndeplinitatea maturității artistice, chiar are autentic, frumos și grăitor în tot ceea ce-l reprezintă.